și Spiritului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o sfățmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat să sluje singură. Spune-i dar să-mi ajute, dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul aceasta, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sobd. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Mărire ție, Doamne, mărire ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Lăudat să fie Iisus. Dragii mei, astăzi celebrăm o sărbătoare. Prin urmare, suntem la un ospăț. Și este foarte important când suntem la ospăț să ne simțim bine. Să gustăm din lucrurile care ni se oferă. Și dacă lipsește aperitivul, sau felul întâi, sau felul doi, sau fructele, sau cafeaua, sau prăjiturile, ceva lipsește, nu ne simțim bine. Care este atunci sărbătoarea pe care o celebrăm? Adormirea Maicii Domnului, ridicarea ei cu trupul la cer, trecerea ei dincolo de moarte, în brațele veșniciei? Icoana o demonstrează într-o dublă sărbătoare, jos, Maica Sfântă, adormită, în mijlocul întregii biserici, și în planul de sus al icoanei, Iisus care o ia în brață ca pe o pruncă. Vedeți? Când eram la Roma, mă bucuram să celebrez liturghia cu anumiți preoți. Erau preoți cu experiență. Ajunseseră la vârste de 70, de 80, unii de 85 de ani. Erau cunoscuți la nivel mondial și era onoare, o cinste. Să le vezi chipurile, să le vezi umilința. Deși erau mari, întotdeauna erau smeriți. Prim aspect. În mijlocul nostru celebrăm sărbătoarea împreună cu Iisus și Maica Sfântă, în Spirit Sfânt, ca fii ai Tatălui. Acesta este un aperitiv. Și o celebrăm cu atitudinea, cum am ascultat în prima lectură, în Apostol, lui Iisus Hristos, care nu stă pe gânduri, ne iubește. Chiar dacă noi eram în planul de jos, oameni slabi, se face om. Împărtășește starea noastră, fuge după noi unde ne-am ascuns. Acesta e Iisus. Nu rămâne bine mersi
fericit pe cont propriu. Un singur aspect aș dezvolta, dar acest aspect are și aperitiv, și felul întâi, și felul doi, și fructe, și înghețată, și prăjituri de toate. Fericiți cei care ascultă. Am auzit în Evanghelie atitudinea Mariei care stă la picioarele lui Iisus, un singur lucru trebuiește. Ăla-i la bază. După aceea poți să faci tot ce vrei. Dar mai întâi trebuie să ai această atitudine de... Cine stă jos și ascultă? Discipolul. Cel care are de învățat, vrea să învețe. Și e important să venim cât mai des la biserică, poate chiar zilnic. Pentru că avem nevoie să trăim ca discipoli, avem nevoie de școala lui Iisus. Cei care ați fost luni, ați ascultat o Evanghelie din capitolul 18 după Matei. Și începe cu întrebarea, cine-i mai mare în împărăția cerurilor? Vedeți ce gânduri îi frământau. Gânduri care astăzi lipsesc un pic în lumea noastră. Trăiau pe pământ, dar se gândeau la împărăția cerurilor. Și care-i răspunsul lui Iisus? Pentru că e important ca noi să-l știm. Iisus ia un prunc și îl pune în mijloc. Dă atenție pruncului. Textul grec vorbește despre un bebeluș abia născut. Cine-i pruncul? Pe cine pune Iisus în centru? Cine are valoare în ochii lui Dumnezeu? Pruncul este cel care, în primul rând, nu este proprietar. Nu știe să umble, n-are nicio direcție. Nu poate mânca singur, nu poate fi independent, autonom, atot suficient. Pruncul, pentru a trăi, are nevoie de grija altora. Trăiește numai pentru că altcineva se îngrijește de el. Cine-i pruncul? Nu-i vorba doar de un bebeluș de câteva luni. În lumea noastră sunt oameni care ajung la 20, la 30, la 50, la 90 de ani și tot prunci sunt. Sunt cei de la marginea societății, care n-au proprietăți, nu știu încotro merg, sau pot fi și oameni miliardari, dar n-au un drum, adică nu călătoresc pe calea dreaptă, ci merg exact invers. De aceea Iisus zice, dacă nu vă veți converti, convertirea e și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și după aceea Iisus mai spune ceva. Dacă ochiul tău te smintește, scoate-l. Dacă mâna ta, piciorul tău te îndeamnă la păcat, taie-le. Iisus nu ne îndeamnă la mutilarea trupului. Ce înseamnă piciorul? Direcția vieții. Unde umblu? Ce înseamnă mâna? Capacitatea de a lucra, puterea, tăria, forța. Ce înseamnă ochiul? Depinde ce văd. Văd din curiozitate pentru a putea profita de celălalt. De ce privesc în jur? Să-l exploatez? Sau îl văd pentru a mi se face milă și a interveni? Iisus întâlnește lumea, vede bolile, îi se face milă și le vindecă. Iisus face un apel puternic la a vindeca direcția pașilor, la a vindeca toate lucrările, acțiunile noastre de peste zi și modul cum privim lucrurile. Trecând de la a privi pentru a exploata, la a privi pentru a vindeca. Și Evanghelia spune că i-au adus bolnavi și Iisus i-a vindecat pe toți. A vindeca ce înseamnă? Nu este abracadabra, un semn și duceți-vă către casă. Nici vorba. Înseamnă că i-a îngrijit personal pe fiecare, s-a aplecat asupra lor cum o mamă se apleacă și sărută rănile copilului. Simțim că Iisus are această atitudine cu noi, că se apleacă, că ne vindecă rănile. Că atunci e sărbătoare. Când îl simțim aproape, Emanuel, Dumnezeu cu noi. După aceea, în Evanghelia de marți, se discuta despre iertare.
Tot ce veți lega, tot ce veți dezlega, veți dezlega, va fi legat și dezlegat în ceruri. Din nefericire, în lumea de astăzi, doar legăm. A dezlega înseamnă a avea răbdare cu slăbiciunile aproape lui, pentru că nu atunci când criticăm, noi zicem pe bună dreptate, întrebarea e alta. Toate observațiile pe care le facem, le facem cu iubire. Păi nu, de ce le facem? Să apărăm noi mai inteligenți, mai puternici, să putem domina. Îi scotem ochii celuilalt ca să-l avem la picioare. Este diabolic. Toate criticile noastre, care e rezultatul unei critici? Cine se simte bine când e criticat? Nimeni. Când se simt bine ceilalți? Când îți înțeleși, când îți ajutați, când îți sprijiniți, când îți iubiți, când îți vindecați. Suntem chemați, nu doar preoții au puterea de a lega și a dezlega, noi în viața de zi cu zi, în familie, la lucru, pe stradă. Am primit aceste puteri, sunt puterile înviatului, luați Spirit Sfânt, viață divină, viață plină, viață înviată. Luați pace, îndepărtați de la voi frica, nu vă temeți, este primul cuvânt pe care Dumnezeu ne-l spune după înviere. Tot ce veți dezlega va fi dezlegat, tot ce veți lega. Suntem chemați peste săptămână, în această sărbătoare, felul întâi, la a dezlega. Și atenție că Iisus continuă: tot cel care va sminti pe unul dintre acești micuți ai mei, ar fi bine să-și lege o piatră de moară și să se arunce. Iisus nu ne îndeamnă să ne sinucidem, ci ne spune că în momentul în care suntem cauză de scandal, de zminteală, de exemplu rău, diabolic, mort, deja suntem morți. Iisus face un apel să nu trăim ca morți. Și ultimul, pentru că ar fi prea lungă această meditație, dar atenție mare! Noi cunoaștem pe de rost fericirile. Am ascultat fericirea de astăzi. Fericit cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl practică. Ne lipsește fericirea pentru că nu ascultăm cuvântul. De-aia v-am spus că e importantă participarea la liturghie, nu doar duminica și în sărbători ne spălăm pe mâini și gata. Nu! Cuvântul trebuie să-l avem în inimă 24 din 24. El ne alimentează. El ne dă cuvintele vieții. El face ca al nostru chip să strălucească și va străluci ca și chipul Mariei în brațele lui Iisus. Trecere de la moarte la viață, ridicarea cu trupul și cu sufletul la cer. Ce face acest Dumnezeu dacă noi ascultăm? Ne mai spune ceva, felul 2, împreună apoi cu prăjiturile și înghețata. Asemenea este împărăția cerurilor cu un stăpân al casei sale. Și când noi auzim cuvântul stăpân, este cel care domină, cel care ia remână pe toți, cel care dă porunci, nu ne place. Dincolo de faptul că în Biblie Iisus este stăpân, cel care vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Stăpân în măsura în care slujește, pentru că slujește. Am ascultat în prima lectură. Se înjosește, nu-i rușine de noi, se face om. Slujește, spală picioarele. Dacă vedeți că eu vă spăl picioarele și voi sunteți datori unii altora să vă spălați picioarele, și aici avem examen de conștiință. Pentru că noi nu slujim aproape pe nimeni, slujim orgoliul nostru și vrem să fim deasupra tuturor, crezând că așa suntem mari. Nu! Iisus ne arată cum suntem mari. Și acest Iisus, stăpân al casei sale, înseamnă ce face tata și mama, ce fac părinții care sunt capii familiei. Chiar dacă astăzi nici se zice că soția comandă, nu mai comandă nici soția, comandă pruncii. Și trist văzând că părinții și bunicii se supun mofturilor, pruncilor, dictate de cultura mass media. E trist. Trebuie să ne trezim noi, dacă vrem să avem copii și nepoți sănătoși. Păi nu nepoții ne arată calea sau pruncii, noi le arătăm.
Pentru că am primit-o de la înaintașii noștri și ei au primit-o de la apostoli și ei au primit-o de la Iisus. Nu trebuie să renunțăm la această datorie. Și noi știm atunci că acest stăpân ce face? Dis de dimineață, n-are somn, are grijă de căsenii săi. Iese să-i invite să lucreze la via sa. Și găsește pe câțiva și zice, vă dau un dinar. Și după aceea mai iese încă o dată și pe alții s-au trezit mai târziu, că le era somn și au venit numai pe la 9 și pe ei cheamă. Alții pe la miază, alții în ultima oră, la ora 11, noaptea. Veniți și voi să lucrați în vie. Via era poporul lui Israel, era pământul făgăduinței, era împărăția cerurilor. Care-i via în care Iisus ne invită să lucrăm? Persoana noastră, sufletul nostru. Săpați-o, pliviți-o de buruieni. Lăsați să vină rodul. Care-i rodul pe care Iisus... Și de ce ne invită să lucrăm? Vrea să ne țină tot sclav, să ne subjuge, dar n-avem noi destule pe cap. Ce-i trebă? Iisus nu vrea să ne mântuiască cu forța și ne cere colaborarea. Ne cere să acceptăm să intrăm în viață, în viața fără de moarte. Asta înseamnă lucrarea. Care-i rodul pe care îl dă via? Strugurii, vinul. Ce simbolizează? Bucuria, fericirea. Ce rod vrea Iisus să avem? Să trăim în bucurie, în fericire. Care-i boala secolului? Stresul, agitația, gona după nu știu ce. Numai bucurie, nu. Este trist când vedem copilași de 4-5 ani, 10. Lasă-mă că mă stresezi. Este un cuvânt care în urmă cu 30 de ani era necunoscut, total necunoscut. Unde am ajuns? Nu înțelegem că ni-i foame și ni-i sete de bucurie. Dar trebuie să o dorim pentru ca să o avem. Să auzim acest glas al lui Iisus care ne invită. Și care-i premiu? Un dinar? Ce vrea Dumnezeu să ne dea? Am spus bucuria. Nu-i corect 100%. Pentru că în aceeași Evanghelie, Iisus spune, unde doi și trei se adună în numele meu, eu sunt prezent? Eu sunt prezent? Care-i textul Evangheliei? Vă sfidez. Unde doi și trei se adună în numele meu, ce zice Iisus? Eu sunt prezent? În mijlocul lor. Credem că Iisus e aici. Da sau nu? Că atunci nu mai vin gânduri, mă plictisesc, nu-mi place, e prea lung. Serios? Uite-a plictise Iisus. Care-i darul, dinarul pe care Iisus vrea să-l dea? Să fim în tovărășia Lui. Pe El însuși. Pentru că pe om nu-l satură lucrurile, nici oamenii ceilalți. Îl satură numai Dumnezeu. Asta e sărbătoarea noastră. Nu faptul că Maria s-a ridicat cu trupul la cer, că noi suntem ridicați cu trupul la cer. Ce mă interesează dacă Maria s-a ridicat și pe mine nu mă ajută? Biserica vrea să reflectăm cu multă seriozitate la ținta noastră, la premiul nostru final. Și știind care e premiul, viața noastră se schimbă. Pentru că nu mi-e mai frică că eu voi sfârși în cimitir, nu mă apuc să-mi cumpăr de acum locul, să am un loc de cinste. Ce mă interesează locul din cimitir? Pentru că aș duce o viață tare chinuită și tare disperată dacă aș ști că finalul meu e acolo. Finalul meu e în brațele lui Iisus ca un copil. De nu veți fi ca prunci, de nu vă veți întorce, de nu vă veți pricepe că totul e gratis. Totu-i dar, ce ai, ce n-ai primit? Și că darul ți-l face Dumnezeu și că darul-i Dumnezeu! Încheiem, pentru că am putea după aceea continua. Vedeți, asta ne umplu de fericire. Voi care sunteți părinți și bunici, ce vreți să dăruiți pruncilor voștri?
tot ce aveți mai bun pe voi înșivă. No, așa e și Dumnezeu cu noi. Deși noi cerem blocuri, mașini, pământuri, avioane, nu știu. El se uită la noi, surâde și zice, cereți prea puțin. Alea nu vă satură. Pe moment vă satură, dar nu vă satură. Cereți infinitul, cereți divinul, cereți viața plină. Lăudați să fie Iisus.